Am revenit, stimați telespectatori. Domnul Negru, rămăsesem la muzică, la scopul galeriei. Vă rog să continuați. Da. Deci, după cum spuneam adineauri, în galerie aș vrea să reunesc artiști de toate nivelurile. Și scopul ăsta este de a promova. Nu este o galerie în care se... nu este o galerie comercială. Asta vreau să subliniez. La noi nu se vinde. Nu se vând tablouri, nu se închirează sala pentru expoziții. La noi se face art. Și noi, da, de acord. Dar dumneavoastră ați avut acest vernisaj. Dacă cineva vrea să cumpere un tablou din cele puse pe simezele galeriei... Vorbește cu artistul. Problema. Aha, problema dumneavoastră. Da, nu este problema mea, nu fac comerț cu art. Și de aici, de la plaja asta de artiști, mai buni, mai puțin buni, mai excelenți, mai nu știu ce, a apărut nevoia de a îmbina artele. Nu mergem numai pe vizual, modelaj, pictură, hai să mergem și pe muzică. Și ce spuneam de mixul pentru expoziția de ieri, întâmplarea a făcut să vorbesc cu domnul profesor Trifan. La un moment dat, luându-l pe o Mihăiță de la școală, și domnul Leonida... Mihăiță fiind băiatul dumneavoastră. Violonistul care a deschis unul dintre cei doi băieți, da, sigur, să vă trăiască. Da. Doamne ajută! Și atunci domnul Leonida a subliniat, da, oare n-am putea deschide și cu un istoric al muzicii, cu un istoric al pieselor cântate de quartet? Că deja ideea cu quartetul era clară. Istoricul al tangoului, da, frumos. Fetele au venit cu tangoul pentru că a dat așa o notă romantică, dar profund romantică. Dar zis dumneavoastră că de acum nu mai dansați, ci l-ascultați. Cu siguranță. Da. Deci, extraordinar. Niciodată n-am stat să ascult un tango. Aha. Mă gândeam la dans, ritmul ăla, dar ascultat la patru instrumente cu coarde. Deci nu am crezut. Mi-a schimbat optica. Dar toți au fost impresionați și au fost aplaudat la scenă deschisă cu quartetul, frumos, da. Anul trecut, la aceeași expoziție de la Lumina la Culoare, ediția a doua, am avut un compozitor de muzică electronică și artist emerit, nu așa, Dragoș Cucoș din Brașov. A prins. Înțeles că din acest quartet, una dintre domnișoarele sau doamnele care... E fica domnului profesor Leonida, Lohan. Lohan, da. Păi, domnul Lohan Leonida este profesorul de vară al Mihăiță. De aici a apărut. O să vorbim și de Mihăiță imediat. Mihăiță cel mic. Da. Dacă e corect, nu e corect, habar n-am. Să adun și muzică și culoare la un loc. Și sunet și culoare. Sau sunet și lumină. Sau cum să nu fii frumos? Este frumos. Da, dumneavoastră ați văzut că este frumos. Acum sunteți modest, vă alintați. Pentru că acolo au fost cred că vreo 70 de oameni, dacă nu mă înșel eu, într-un spațiu neconvențional, dar nu extraordinar de mare și generos. Lumea stătea cam în sarpele, așa. Și toată lumea a aplaudat la scenă deschisă și a fost încântat. Adică s-a văzut din prima că le-a plăcut. Și prezentarea domnului profesor Trifan și interpretarea doamnelor, că la final a fost și un bis. Da? Da, și m-am bucurat enorm. N-am crezut că într-o săliță așa mică, 6x6, da, să se ceară chiar după, cred că după a fost șapte lung. Piese. Păi, cred că și programul a fost lungit. Inițial era vorba de 30 de minute, dar cred că s-a zis la 45 lejer. De la și un sfert până la și 8 minute. De la 5 un sfert până la 18.08, cam așa a fost. Dacă nu mă înșel, aveați un ecran acolo pe care apărea. Da. Era televizorul chiar. Imagini din în timpul cursurilor pun copiilor imagini de pe internet ca să poată să inspire. Sau când se plictisează, le pun desene animate. La noi nu e o școală normală. Deci chiar nu e o școală normală, să zic cu ghilimele, dar foarte clar. Să se interpreteze în fel să chip. Uite, domnule, arhitectul negru face școala normală. La noi e o joacă.
Noi vrem să implementăm arta, să arătăm ce se poate face prin joacă. Și de aceea chiar copii, de asta spuneam, copii peste 7 ani, ei vin și mai mici, am eu 2-3 copii, 5 ani, de 5 ani. Dar stau singuri, nu se pune problema singuri, fără părinți, asta vreau să spun, lucrează foarte frumos, ei când se mai plictisesc, le mai pun un desen animat. Plictisești de-a mari și mergi la o țigară sau la cafea, Doamne iartă-mi. Da, dar, na, nu știu, un copil mai mult de 35, cel puțin de 5-7 ani, nu 35 de minute, nu poate să țină. Da. Și atunci, de asta e ecranul ăla. Și ca să nu fie un ecran negru, am lăsat o interfață de la un program al televizorului, ceva de genul ăsta. Să nu fie negru, să fie Iulian sau Sebastian. Da, măcar da. Așa. Știind că iubirea vine din lumina din noi, v-am văzut aseară emoționat și cinstit să vă spun, și eu am avut întreit o emoție așa vis-a-vis de calitatea de părinte. Mihai, băiatul dumneavoastră, el la vioară și a interpretat, e în primul an, dacă nu mă înșel, el ar fi vrut să cânte mititelul la violoncel, dar era mai mare decât el de 2 ore. Și atunci el a dat la vioară, dar și-a cântat o mazurcă, dacă nu mă înșel, da? Iar și v-am văzut cu ochii în lacrimi. Vă dați seama că de bucurie, firește. Da. Dar e bine că nu sunteți numai la nivelul de vorbe, adică vă duceți cu fapta și în familia dumneavoastră. Mi se pare corect să fie așa. Nu plâng acum. N-ar fi o problemă. Și bărbații plâng câteodată în vreodată un dat bitman. Important este să știi când. Deci, eu am un fundament la tot ceea ce fac. Dacă nu fac cu emoție, dacă nu fac cu sufletul, mai bine nu-l fac. Și, nu știu, poate că exagerez câteodată, poate că exagerez, dar așa vreau să, așa îmi doresc ca fiecare de copil care vine la școală, inclusiv ai mei, vin la școală. Chiar Mihai, să fac o paranteză, domnul Leonida îi sublinea într-o zi la curs, păi Mihaiță, băi, tu mergi la 2 școli. Și el răspunde foarte clar, nu, la 3 școli merg. El merge de la 8 la 12 la școala normală, la Sergiu Celibidache, după care are cursul de vioară, de teorie, de cântat, care e a doua școală, și de joi până sâmbătă vine și la școala de artă, la Olof Art. Și nu e cam mult pentru un copil de... Nu, pentru că e o joacă. 7 ani? 9 ani. 9 ani, da. 9 ani e bărbat de acum. Da. Poate merge. Este în clasa a treia. Nu, pentru că la școala de artă nu vine nici cu forța, nici obligat. Nu are încotro. Nici cu mama, da. Nu are cu ce pleca acasă. Și trebuie să stea după noi. Dar el se joacă. Nu-i... Subliniez, la noi școala este o joacă. Prin joacă învățăm. Și revenind, închizând paranteza, cum totul trebuie făcut cu sufletul. Și dacă nu ai emoție, ați văzut. Da, da. S-a emoționat și el. Da. A trecut foarte ușor peste emoția respectivă, a acumulat-o, a cântat perfect după un mic rateu. După un mic rateu a cântat perfect, dar la sfârșit... Ar fi mai perfect că... dacă se întâmplă ceva acolo. Dacă eu... Asta da, este. Nu? Asta este. Nu trebuie să fim perfecționiști, nu trebuie să facem lucrurile așa că... Ba, da, la un dat să te asumnezi și asta ține tot de noi, tot de modul nostru de a gândi și de abilitățile noastre. Consider că atunci când faci un lucru și pui suflet, îți iese. Da, dar trebuie să, în afară de suflet, să fiți de acord cu mine că trebuie să ai să știință de cap. Cu siguranță. Cu siguranță. Că și aș vrea să cânt la vioară, dar nu știu. Eu chiar nici nu pot. La muzică nu mă pricep, vă rog frumos. Nu, așa sunt artiștii. Deci, ca profesie, arhitectura.
Dacă în arhitectură nu pui suflet, n-ai făcut nimic. Faci clădiri pentru oameni, nu faci clădiri pentru roboți, nu faci clădiri pentru... Aia se cheamă arhitectură de sistem, nu? La calculator, cum pun toate. Știți dumneavoastră mai bine cum că sunteți în domeniu. Așa că nu. Și aia nu-i trebuie suflet. Aia trebuie să fii corect, trebuie să păstrezi un traseu clar, să nu se intersecteze sau ceva de genul ăsta. În fine, de asta m-am bucurat enorm că pentru Mihăiță este a doua ieșire în public. Noi, părinții lui, trebuie să lucrăm la aspectul ăsta, pentru că el cântă cu foarte mari emoții, adică transmite foarte mari emoții. Controlul pe scenă este crunt. Apropo, jucam teatru. A vorbit un public, e greu, da, e dificil. Este foarte greu. Și el trebuie să se acomodeze cu publicul. Prima lui ieșire a fost pe scena primăriei, la sala primăriei, când avea două reflectoare în ochi, n-a văzut sărăcuțul publicul din față. Dar aici era lângă public. Da, dar aici era lângă public, chiar la un metru. Și ați văzut, a răbufnit la început. De asta, poate că și eu m-am emoționat puțin, așa văzându-l că a dus. Deci, emoția mea de aici a văzut, a venit din mândrie. Deci, emoția mea de ieri a venit din mândrie că Mititelu a mai făcut un pas. Cred că asta e cea mai... Da, aveți această capacitate de persuasiv, de a vehicula printre litere. Dar cum ați reușit dumneavoastră să aduceți, dacă nu mă înșel, aveți vreo 12 colaboratori. La această expoziție ați avut 12 colaboratori. În afară de faptul că eu sunt convins, dar nu vreți să spuneți că dumneavoastră aveți, cred că un carnet de ăsta de modest în buzunar, cam cât ați cheltuit, că... Nu, n-ați cheltuit deloc. Am înțeles, da. Au venit toate așa de sus. Nu cred, mă îndoiesc că am avut lansarea de carte și știu că... Aspectul ăsta pecuniar nu-i... Nu vă interesează? Nu, că nu mă interesează. Noi... Îl dați cu mare drag. Școala, da. Nu. Școala de artă sau cursurile la școala de artă sunt pe bani. Deci un curs de o oră jumătate este 40 de lei. E scump, da, tare. Nu e scump, eu zic că nu e scump. Materialele le cumpărăm noi. Din banii ăștia? Da. Ați făcut o afacere? Da. Nu, mie mi se pare ok. Mi se pare ok. Așa. Nu toți au bani, nu toți au... în fine. Posibilități materiale, și da. Și noi mai facem economii. Mai folosim acuarela, nu o folosim o singură dată și aruncăm. O mai spălăm, o mai aranjăm. Pensoanele, clar, nu o să cumpăr toată ziua pensoane. Creioane, nu o să cumpăr toată ziua creioane. Și de acolo mai strângem niște bănuți, mai punem, mai plătim gazul, mai plătim ce mai putem plăti de acolo. Bine, da. Asta este. Vis-a-vis de colaboratori, nu i-am trecut sponsori și ați zis foarte bine, da. Colaboratori. Pentru că ne ajutăm reciproc. Nu toți au, cum să vă spun, să nu intru în alte. M-au ajutat întotdeauna. Colaboratorii de acolo, dacă am avut nevoie de ceva, m-au ajutat. Cu mare o sticlă de suc, cu un box de suc, cu o farfurie, cu mâncare, cu ceva. Cu prezența lor la expoziție. Cu prezența, da. Cu o carte, cu, ați văzut, librăria Vasile Alexandrie, întotdeauna doamnele de acolo ne-au ajutat cu un acord. Și un stand de mărțișoare. E o colegă de-a mea, arhitectă, care a Diana Ciobanu, care întotdeauna vine la vernisaje. La fel, de aceea, de a închega ceva. Am o expoziție, am un recital, dar am și un stand în afară care un parfum, un mărțișor, un handmade, dar tot pe bază de artă. Deci arta ne leagă. Și cu aveți, siguranță. În afară de acești colaboratori, ați reușit, unul să spună că nu e bine, că eu cred că e bine să faceți parteneriat Primăria Roman și Muzeul de Artă. Aici e o chestie foarte delicată și interesantă. De ce? Vă spun eu de ce imediat. Pentru că în Roman există, cum să spun eu, competiție în toate. Dumneavoastră ați deschis o galerie de artă.
Doamna Pădurarul la Art Galeria a deschis și domnia o expoziție. Există muzeul de artă. Dumneavoastră nu sunteți în conflict, de exemplu, cu doamna director Ciobanu. Sunteți în parteneriat. Nu, păi asta spun. E mare artă asta. Doamna director de la Muzeul de Artă chiar a venit și a prezentat această expoziție, dacă nu mă înșel, nu? Nu vă înșelați. În câteva cuvinte. În artă nu consider propice dușmania sau respingere. Deci, ori e artă și atât, și în rest nu contează, ori nu e. De ce parteneriat? Deci, nu, eu nu am făcut o galerie ca să concurez cu cineva. Aici vreau să ajung. Uh-huh. Nu, eu nu vreau concurență, nu vreau să concurez. Așa mai interpretează. Nu are de ce. Nu, de asta și galeria este cu școală, cu... E altceva, e cu totul alt concept. Că se întâmplă și evenimente, expoziții, e just. Nu, artiștii care vin prin galerie nu trebuie să expune și ei la un moment dat? Lucrează, copiii. Ați văzut, am avut două debuturi. Da. Copii care chiar vin la galerie. Da, și ați și premiat. Un gest foarte frumos. O să discutăm și despre asta. O diplomă. E o diplomă. Are importanță. E recunoașterea participării și a talentului respectivului individ. Cu siguranță. Dar când vrei să ridici pe cineva, să ridici, îl iei de... Nu? De sus. Nu-l ridici de jos. Adică, ca să poți să-l ridici de jos, nu? De sub el, tot trebuie să ridici. Nu. Deci, consider că orice gest făcut pentru a-l impulsiona, pentru a-l ridica, este benefic. Deci, orice mărunțiș acolo pus, contează foarte mult. Și în afară de asta, doamna director Ciobanu a mai făcut un lucru foarte frumos. L-a dus la expoziție și pe sculptorul Mihai Gitaru, da, care are expoziție în Italia, care este recunoscut mai mult în Occident decât în propria sa deci, țară. Deci la noi în galerie nu contează care are recunoașterea sau vârful de gamă. Deci la noi nu. La noi toată lumea este... Suntem artiști. Toată lumea, da, dar în contextul acesta, acum, dacă îmi dați voie, nu sunteți pe aceeași lungime de undă cu domnul Florin Zaharescu. Care spune așa în felul următor. Spunea el. Noi ne împărțim în trei. Aia cu școală și talent, talent, dar fără școală, și aia fără talent și fără școală. Nu știu, asta e o ierarhizare care, nu știu dacă... E un mod de a privi lucrurile altfel decât dumneavoastră. Dar domnul profesor... Își permite, da. Asta este. Corect. Deci are cum și are de ce. Da. Eu mă bucur enorm că domnul profesor Mircea Zaharescu este la mine în galerie. La mine în galerie. La noi în galerie, că noi suntem un tot acolo, cu profesori, cu organizatori, cu tot. Pentru că are ce lăsa în urmă, are o capacitate enormă de a lăsa în urmă. Cu siguranță. Cred că muncește prea mult totuși. Posibil, dar îl apreciez în tot sufletul și nu știu, mai că aș vrea să fiu ucenicul lui. Cine deci atâta forță da. ce emană, te copleșește. Și normal, el prin prezență copleșește câteodată. Să mai ajung la conflicte, nu e nicio problemă. Bine, Florin e și școlit în Franța, are o bursă acolo. N-a vrut să rămână, a venit în România, s-a reîntors. Deci este o forță pentru Roma. Da. Este o forță. Dar și Mihai Olteanu este... Și Mihai Olteanu, are, da. Eu, de are ce expoziții. Zic? Eu am observat, am dat peste el pe net o expoziție la Sebeș. Da. Superbă. Este foarte acum activ. Are la Roma, la Piatra Neamț, la Iași în viitor. Și chiar mă gândesc să fac o emisiune și cu domnia sa. Pentru că e mare lucru. Eu nu știu cu cât sunt plătiți acești oameni, dar sunt convins că mai degrabă se cheamă voluntariat ce fac ei acolo la dumneavoastră. Cu siguranță. Și își rup din timpul lor, pentru că în acest interval de timp ar putea să picteze, să facă o acuarelă, să facă eu știu ce. Dar revin la ideea galeriei. Exact. Este de a lega oameni, este de a lăsa ceva în urmă. Asta e scopul galeriei. Nu este cu scop comercial. Nu cu scop, dar mare arta dumneavoastră este că ați convins. Aici ai ideea. Dar nu e arta mea. Oamenii
De același fel se atrag. Adică, nu știu cum, sau așa se acceptă un și dat. Și chiar dacă se resping, e bine că să nu ajungă la conflict mare. Nu, niciodată. Nu se pune problema conflictului. Legea contrarilor, da. Cum și doamna Mihaela Ciobanu. Mă întrebați de ce? Păi, cine ar putea fi mai... Am întrebat cum ați reușit. Păi, cine ar fi mai în măsură să prezinte o expoziție cu artiști decât un profesionist care face lucrul ăsta de câte ori pe an? De foarte multe ori pe an, nu? Eu, ca arhitect, să prezint artiști? Nu cred. Domnul Negru, în contextul acesta al galeriei pe care o aveți și a fost acum la a treia ediție, vis-a-vis de sarcinile trasate, că ați avut destule să vă gândiți la reflexie, la reflecție, la lumină, cum să o puneți în pagină, să aveți grijă și de familie, nu știu cum le suportați pe toate, adică vin către dumneavoastră năvalnic toate sarcinile astea și de serviciu și de la galerie. Cum, da. Ce vă gândiți pe viitor? Pentru că mai avem foarte puține minute. Dacă vreți să ne împărtășiți din ideile dumneavoastră de viitor, cam cum ați gândi această galerie de artă, ce vă mai gândiți să faceți? Eu v-aș sugera să faceți o expoziție de pictură cu ceea ce se cheamă suflet. Tot vorbeați de suflet. Pictarea sufletelor. Ia să vedem ce iese, doamne. Sufletul în acuarele. E o idee... ultra extraordinară, ca să fiu așa anagramat sau cum mă se poate. Mă e o idee frumoasă. S-ar putea pune în practică. S-ar putea. Dar din experiență vă spun că lucrul pe temă e mai greu cu mai mulți. Adică să fie ceva colectiv. Aveți de unde lua. Da, nu cu siguranță, cu siguranță. Și nu mă gândesc că dumneavoastră o să intrați în pană de idei. Nu. A noastră inflație, nu e nicio problemă. Inflație cu inflație. Da. E o idee bună. E o idee bună. Chiar aseară constatam că la publicul care vine și gustă arta la noi la galerie, mi-ar trebui un spațiu mai mare. Bun. Deocamdată e bună. Dar să fac niște expoziții vara în care să pot ieși puțin în decor. Da, da, da. Dar nu la modul rău, la modul pozitiv să ies în decor. Avem cascada și cu esplanada din dreapta. Acolo am putea face un amfiteatru chiar. Adică un amfiteatru, nu, așa rămâne, dar ar putea sta ca la amfiteatru cu un ecran de proiecție cumva în spațiu verde. Am multe, multe planuri. Nu le mai divulg, nu le mai zic, nu le mai... Că vei le fără altcineva. Nu, nu mi-e teamă de asta. Niciodată. Și chiar spunea cineva și în arhitectură, bă, dar uite, ți-au copiat casa, e o casă ca a ta. Nu. Nu mă pasionează. A avut puterea să-l copie, l-a copiat, înseamnă că mi-a mers. La revedere. Nu am o... Aici nu merge cu plagiatul ca în... Nu, poate meargă. Da? Dar, la urmă, oricum ceva a făcut altfel. Dacă l-a dus să facă la fel, înseamnă că e ok. Domnule Negru, eu vă mulțumesc mult de tot, ca să vă opresc să nu spuneți toate ideile. Nu, că vă mai aștept, abia m-ați încălzit da, acum. Vă mai aștept cu mare drag în studioul CNS. Cu drag. Mulțumesc frumos. Și noi vă mulțumim. Oriunde ai fi și oricine ai fi telespectatorului, nu uita că te respect pe lunea viitoare la ora 19.